Drept! Pentru încolonare! Înainte! Marș! Absolvenți ai mai multor cursuri de instruire sanitară, prim ajutor și pregătire psihologică pentru situații de urgență. Voluntarii detașamentului Societății de Salvare București în sectorul 2, partenerul de suflet și de instruire a gărzii civice voluntare. Încheie locurile de filare a voluntarilor, detașamentul de căutare, salvare, prim ajutor și de comunitate de urgență al Asociației Salvatorilor Voluntari pentru situații de urgență. Prin fața dumneavoastră vor defila acum mijloacele auto din dotarea Poliției Locale a Sectorului 2, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului și al Inspectoratului pentru situații de urgență ale municipiului București. Autospeciale Alfa Romeo, intrate în dotarea Poliției Locale din data de 21 martie 2011, grație preocupărilor domnului primar Nicolae Olsanu. 9 autoturisme Alfa Romeo și 5 microbuze Iveco asigură îndeplinirea misiunilor în cele mai bune condiții. Performanță.
performanțele tehnice ale mașinilor ne dau un plus în lupta cu minutele pentru rezolvarea situațiilor solicitate de cetățeni și asigură o deplasare rapidă în traficul rutier în vederea supravegherii conducător auto ce apasă mai mult pe pedala accelerației. Categoriile de auto speciale Dacia Logan, microbuzele Ford și Volkswagen au intrat în votare imediat după înființare, prin grijă consiliul local al sectorului 2, personal al domnului primar Nicolae Munțanu. Sunt mijloace moderne de deplasare, atât pentru patron cât și pentru intervenție. Acestea sunt folosite zi de zi în acțiunile de asigurare a ordinii și liniștei publice, combaterea comerțului stradal neautorizat sau pentru executarea de controle privind respectarea normelor de protecție a mediului, a disciplinei în domeniul construcțiilor și a afișajului stradal. Serviciul de intervenție și urgențe sociale al primăriei sectorului 2 se prezintă în fața dumneavoastră cu 5 ambulanțe. Acestea sunt echipate complet și folosite pentru a interveni în cazul acestei majore, calamități și alte situații de urgență. Ele asigură de asemenea asistența medicală a tuturor cadrelor sociale din sector pentru persoanele vârstnice, cetățenii cu dizabilități și persoane fără adăpost, greu deplasabile sau cu afecțiuni cronice, lucru dovedit pe parcursul ultimilor ani. Inspectoratul pentru situații de urgență al municipiului București participă la această activitate cu 2 auto speciale de descarcerare achiziționate de către primăria sectorului 2 prin domnul primar Nicolae Munțanu, echipate cu o aparatură modernă destinată rezolvării oricăror provocări a unor accidente rutiere grave, catastrofe sau calamități naturale, cu auto specială de intervenții pentru stins incendii cu apă și spumă de ultimă generație. Pentru elevii noștri.
Rogi Constantin Brâncuș. Următoarele detașamente formate din Colegiul Economic Hermes și Colegiul Economic Adex Senopol. Liceelor sectorului 2 București, Liceul Teoretic Bilingv Ida Wegman. Care de fapt nu sunt exerciții demonstrative, ci sunt activitățile de zi cu zi pe care polițiștii le desfășoară în îndeplinirea atribuțiunilor prevăzute de lege.